Lecție pentru tineri predată de o femeie de 100 de ani din localitatea vâlceană Tetoiu. Deși abia mai merge, Gheorghița Mihalcea a fost duminică la vot la secția din localitate. Tot în Tetoiu, alte două persoane de 99 și 90 de ani s-au prezentat la urne încă de la primele ore ale dimineții. Asta în timp ce mii de tineri din întreaga țară au ignorat scrutinul din 5 iunie. Născută în 1916, Gheorghița Mihalcea nici nu-și mai amintește de câte ori a votat într-un secol de viață, dar știe că niciodată nu a lipsit de la alegeri, de când femeile au avut drept de vot în România. Duminica a votat pentru un viitor mai bun al tinerilor. De câte ori ai votat, mata, în viața lui matale? Nu mai ținem. Bătrâna a avut 6 copii, însă unul dintre ei a murit. Aceasta mărturisește că nu a fost niciodată bolnavă. Câți copii ai în viață? Cinci copii, unul a murit. Șase am făcut. Șase. Și din tâi mi-a murit. Am înțeles. Și ați votat pentru ei să le fie mai bine? Nu prea înțelege acest. Ați votat ca să fie mai bine copiilor? Da, n-au fost bolnavi copiii mei. Eu nu m-am dus de ei la spital. Vrea să povestească. Nici eu n-am făcut nicio injecție. Gheorghița Mihalcea nu a fost singura bătrână care a votat duminică la Tetoiu. Alte două persoane de 99 și 90 de ani au mers la scrutinul de duminică. Ne bucurăm că în secția 404 am avut astăzi onoarea și de a semna un alegător la o vârstă înaintată. Sunt și alții apropiați de 100 de ani? Da, în secția noastră, până la acest moment, două cazuri de vârstă apropiată doamnei. 99 și 100? Da, 90 și 90. 90 și 99 avea una dintre doamne. Și alții tineri nu votează, nu? Cred că sunt mai conștiincios și vârstnicii. Gheorghița Mihalcea a declarat că, dacă va fi bine, va vota și la alegerile parlamentare din toamnă.